Mi-am exprimat nemulțumirile și în interiorul ședinței. Prefer să nu vi le spun aici, dar le-am spus colegilor mei. Cred că le-a aflat și le-a înțeles și președintele partidului și ceilalți colegi din conducerea partidului. Dar marea reușită a zilei de astăzi, și o salut, este validarea tuturor candidaturilor. Și eu vreau să mulțumesc pentru asta colegilor care vin la București, unii au plecat deja din țară, deci colegilor delegați, care sunt convins că au făcut ei presiunile necesare pentru a-i convinge pe reprezentanții lor în CEC să voteze pentru aceste lucruri. Și iată cum buturuga mică răstoarnă carul mare, pentru că jocurile, ce vă spuneam ieri, știți, jocurile subterane și ascunse ale unora, nu se potrivesc cu socotelile oamenilor. Vă asigurăm că suntem și maturi și raționali și nu vom diviza voturile. Sigur că îmi fac lobby, campanie se cheamă. Da. N-aș vrea să, v-am zis, nu mă forțați să vorbesc foarte mult de colegii mei, ci aș vrea să vorbesc despre mine. Și da, suntem într-o țară liberă, dar nu pe asta aș vrea eu să câștig voturile mâine la Congres. Spuneți-ne de ce nu ar fi bună doamna Dăncilă pentru această funcție de președinte executiv? Doamna Dăncilă este în momentul de față prim-ministru al României, președinte al Organizației de Femei. Da? Eu cred că doamna Dăncilă are foarte multă treabă de făcut la guvern și la Organizația de Femei și n-ar mai trebui să o încărcăm cu alte treburi, iarăși foarte importante, de președinte executiv. Asta înseamnă enorm de mult la un partid atât de mare cum e PSD-ul.